Bună ziua, dragi elevi! Sunt Sorina Stoian și mă bucur să ne reauzim pentru cea de-a doua parte a lecției Funcția de gradul I. Pe parcursul acestei lecții vom vorbi despre condiția de apartenență a unui punct la graficul funcției de gradul I, condiție teoretică și apoi aplicație pe această condiție. Determinarea funcției de gradul întâi când se cunosc două puncte situate pe graficul acesteia și de asemenea, cum folosim funcția de gradul întâi pentru a demonstra coliniaritatea a trei puncte. În prima parte a lecției trebuie să reținem Condiția ca un punct să fie situat pe graficul funcției f. Această condiție constă în relația f de m egal cu n, unde m și n sunt coordonatele punctului a. Pentru a ne ușura înțelegerea acestei condiții, am ales un exemplu de calcul. În ceea ce urmează, vom stabili împreună care dintre următoarele patru puncte aparțin graficului funcției f, definită pe R cu valor in R, f de x egal 2x plus 1. Punctul A are coordonatele minus 1 și 0. Așadar, trebuie să calculăm F de minus 1. 2 ori minus 1 plus 1, adică minus 1, care este diferit de 0, ordonata punctului A. Așadar, punctul A nu aparține graficului funcției F. Vom calcula pentru punctul B F de 1. 2 ori 1 plus 1 egal cu 3, perfect, deci asta înseamnă că punctul B aparține graficului funcției F. F de 0 este 2 ori 0 plus 1, adică 1. Deci și punctul C aparține graficului funcției F, deoarece rezultatul 1 este egal cu ordonata punctului C. Iar pentru punctul D vom calcula F de minus 2, 2 ori minus 2 plus 1, adică minus 3, este diferit de 1, deci punctul D nu aparține graficului funcției F. Următoarea aplicație presupune determinarea unui parametru M astfel încât un punct A de coordonate 2 și minus 4, l-am ales în acest exemplu, să aparțină graficului funcției F. În cadrul acestei probleme vom scrie astfel. A aparține graficului funcției f dacă și numai dacă și vom scrie condiția. F de 2 este egal cu minus 4, adică coordonatele punctului A. Calculăm apoi f de 2, care este egal cu 3M plus 2 ori 2 minus 4 m. Am înlocuit în formula funcției f x-ul cu 2. Desfacem parantezele. 6m plus 4 minus 4m, adică 2m plus 4. Aceasta este valoarea lui f de 2. Dar F de 2 trebuia să fie egal cu minus 4, deci rezultă că 2m plus 4 egal cu minus 4. 2m este egal cu minus 4 minus 4, adică minus 8, deci m egal cu minus 8 pe 2 minus 4. Și am aflat astfel valoarea parametrului m, astfel încât punctul a să fie situat pe graficul funcției f. În continuare, vom determina forma, formula, expresia funcției liniare știind că punctele A și B, pe care vi le-am și reprezentat grafic, aparțin graficului acesteia. A are coordonatele minus 1 și 2, B are coordonatele 1 și 0. Graficul alăturat. Cum vom proceda? Păi din moment ce ni se spune că este funcție liniară, atunci vom scrie fie f definită pe r cu valori în r, f de x egal a x plus b, deoarece aceasta este forma generală a funcției liniare. Apoi, vom folosi condiția ca un punct să fie situat pe graficul funcției. Deci a aparține graficului dacă și numai dacă f de minus 1 este 2. Adică cine este f de minus 1? Înlocuim x-ul cu minus 1 și obținem minus a plus b egal cu 2. Punctul B aparține graficului dacă și numai dacă f de 1 este 0. Adică a plus b este 0. Obținem astfel un sistem cu două ecuații și două necunoscute. Minus a plus b e 2 și a plus b e 0. Rezolvăm acest sistem, aflăm coeficienții a și b, deci aflăm astfel funcția. Adunăm, revenind la exemplul nostru, da? adunăm cele două ecuații, ne va da 2b egal cu 2, adică b egal cu 1. Dacă b este 1, a va fi minus 1, deoarece înlocuim în a doua ecuație ecuație. A plus B e 0. Deci rezultă că funcția F va avea forma minus X plus 1. A este egal cu minus 1, B este 1. Și astfel determinăm formula funcției liniare. În continuare, vom vorbi despre puncte coliniare. Oarecum această condiție de coliniaritate a punctelor se leagă de noțiunea pe care am spus-o anterior. Știm că o funcție liniară are graficul reprezentat sub formă de dreaptă. Punctele situate pe aceeași dreaptă se numesc puncte coliniare. Așadar, dacă ni se dau coordonatele a trei puncte, luăm două dintre acestea pe care dorim, aflăm funcția liniară al cărei grafic trece prin aceste două puncte, de exemplu vom lua punctele A și B, după care vom verifica dacă punctul C se află pe graficul acestei funcții, adică dacă coordonatele lui C respectă legea funcției liniare determinată de noi. Așadar, Exact ca și mai devreme vom scrie fie f definită pe r cu valori în r, f de x egal ax plus b. A aparține graficului funcției dacă și numai dacă f de minus 2 e 0, adică minus 2a plus b egal cu 0. B aparține graficului funcției dacă și numai dacă f de 2 este 4, adică 2a plus b este 4. Obținem din nou un sistem, adunăm cele două ecuații, da, acesta este sistemul, ne va da 2b egal cu 4, adică b egal cu 2. Dacă B este 2, rezultă că minus 2A egal cu minus 2, adică A egal cu 1. Deci funcția f de x va avea forma x plus 2. Și acum, punctul C aparține graficului funcției dacă și numai dacă f de 5 egal cu 7. Calculăm f de 5 pe forma funcției pe care am obținut-o, 5 plus 2, adică 7. Rezultă că punctul, punctele A, B, C sunt coliniare. Ceea ce trebuia să demonstrăm. Aceasta este lecția despre a trei puncte. Și, de elemente, înche -te. încheiem lecția legată de... Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc multă sănătate și spor la învățare. La revedere!